Satul Pistruieni are o așezare pitorească pe creasta unui stânci, la poalele căruia curge râul Râut. Dar bogăția cea mai mare sunt oamenii care s-au născut aici, care ne-au dus faima în țară și peste hotarele ei. O poezie dedicată scriitorului. În Pistruieni, văzută-i tu lumina zilei, pe aceste stânci abrupte și frumoase, apa Râutului ți-a fost leagăn, iar vatra strămoșească alinare. Pe staniștea asta. Cu cântece, cu poezii, cu dansuri, cu jocuri, cu diferite glume. Și această sărbătoare trebuie sărbătorită anume datorită la fel să se uite toate tradițiile strămoșească bune ca să le amintim tinerilor. Căci în zilele de azi noi știm că tineretul cu discotecă știu atâta. Cluburi de noapte, dar șezători, într-adevăr, sunt care sunt o comare de noapte. Și vremuri frumoase era pe timpul meu când eram tânăr. Se petrecea sărbători, fetele, femeile cântau, dansau, împleteau, coseau, torceau, bărbații spuneau glume, multe pătărâni și foarte bine. Ia-mi las amintirile, fosta ele când ai fost, ia vezi, du-te și vezi, nu vine, lumea nu vine, ia ca... Ia ca să aud hâli, ia, ia Bună seara, ne primiți pe jucătorul. Ia ca noi la șezătoarea să-i fac și o cazare de roță la păsări primă dimineață. Păsările astea, pe urmă, se ruginează? Cum să voi cu hodnieri? Dar mă șepa... Da, da, eu vreau să zic că el ca tineri și îi spun mei, stai vă găină, dăiți mă lasă și mai crească dacă, dar găina bătrâne face dama bună. Noi suntem oameni în vârstă, dar spui la tine ce cui stau. Și o dană, o măricuță, burșonchi, pieriuti, prăpădenii. Sunt atât de frumoasă da, și atât de coloasă, dar da. Mama Milica s-a potit să vă adunați atâția oameni minunați, atâția oameni pricepuți la minte și mâine. Hai poftim, poftim cu atât. Ai trebuit să păsăți. Am venit la șezătoare să toarcem foioarele, să săseam covoarele. Dragi șezătoarele, azi se duc să dansez și să vine să mă veselim. Haideți, oameni buni cu noi, să vă veseliți și voi, să cântăm și să dansăm, pe toți să vă bucurăm, că de amar și de pelin sufletul nostru e plin. Suntem așa precum suntem, pentru că ne-a fost dat să ne naștem anume aici. La Pistruieni, legea găzduirii nu și-a pierdut din semnificație și frumusețe. Fiecare generație se străduiește să păstreze ospitalitatea națională, să pregătească casa mare cu ușile deschise pentru oricine vine să ne cunoască neamul, tradițiile, dar și obiceiurile păstrate și transmise din tată în fiu. Mă bucur că se păstrează tradițiile lăsate din moșie. Bye.
dacă tot așa. O mori soacra. Chiar acolo jirele prânjene se râschie, da, se râschie. Nu așa plânste. Da, femeie, mă zici că... Auzi, dar și eu așa auzi, plânși tare. Păi și parcă nu prea aveai la inimă pe mama. Ei, dacă mă uit ca când îmi pare conișca din mână. Eram de
pe mâna cu șarică. Iar vorba să fie așa, pe lume. Dar te rog cum e așa. Atunci când era cu plata, nu, dar adea la plata, s-o-i cheltuit